Începând de luni 22 aprilie și până pe 3 mai 2024, în intervalul orar 9 și 15 se vor executa servicii de deratizare și dezinsecție pe raza de competență a municipiului Roman, zonele de acțiune vizate fiind căminele și canalele aferente rețelelor edilitare, respectiv căminele apometrelor generale de la intrarea în blocuri, canalizări și terenurile proprietate publică a municipiului Roman adiacente acestora. Aceste acțiuni de intervenție se fac cu biocide avizate de Ministerul Sănătății. Precizăm faptul că tratamentele vor fi aplicate de către un operator autorizat cu respectarea fișelor de avizare a produselor. Iar în toată această perioadă rugăm ca toți cetățenii să întreprindă măsurile necesare pentru a evita orice risc și posibilitatea vreunui incident și ne referim aici în special la protejarea copiilor și animalelor de companie de a intra în contact cu zonele expuse direct pentru a diminua la maxim orice posibilă alergie sau alt aspect neplăcut. Există două contracte încheiate din data de 17 ianuarie 2024 între municipalitate și SC Rentokill SRL, de câte 36.000 de lei fără TVA fiecare, dintre care unul este pentru servicii de deratizare, iar celălalt pentru dezinsecție și dezinfecție, ambele pentru suprafețe de câte 120.000 de metri pătrați.